cu Violeta Teașcă și Vasile Toma în distribuție. X și Zero este prima piesă a jurnalistului Giurgiu Veangelu Brebenel care vede luminile rampei, premiera spectacolului, bucurându-se de un real succes în mai anul trecut. Succesul piesei motiva prezența celor doi actori și a lucrării dramatice a lui Gelu Brebenel în ultimile ediții ale Festivalului Teatrelor Dunărene și Primăverii Culturale Giurgiuvene. Duminica trecută a venit rândul premierei altui spectacol pe textul acelui așa autor giurgiuvean, Gelu Brebenel, recurgând de această dată la o echipă de actori formată din Vasile Toma și Gabi Caraconcea. Principala mea preocupare a fost să găsesc un anfitrion și Centrul Cultural Ion Vine a fost mereu alături de mine. Și încă la un alt nivel și apoi să găsesc o trupă, actori efectiv, cu care să joc. Și am avut de unde să aleg efectiv. Adică am revenit la Toma Vasile, îl văzusem pe Gabi Caraconcea, care mi-a plăcut foarte, foarte mult de când am văzut prima dată și așa a fost să fie. Bucuroși de succesul spectacolului și de colaborarea cu autorul dramatic, au fost și actorii distribuiți în rolul tatălui și fiului. Piesa domnului Gelu Brebenel este un proiect propus încă de anul trecut de către dumnealui. Am reușit, studiindu-l cu maestru Toma, să scoatem tot ce era mai bun din acest text. Interpretarea a fost, după părerea mea, a fost foarte bună. Reacția publicului, ați văzut-o și dumneavoastră, ne-a încântat faptul că au venit atât de mulți oameni să ne vadă. Aș numi spectacolul comedie tragică. Comedie tragică, are un final tragic. Despre Gabi Caraconcea, numai de bine. Mă simt foarte bine alături de el, iar dacă era un om netalentat, mă scuzam față de el, nu de acum câteva zile, de acum un an de zile, și renunțam. Nu poți să joci, să ai un partener în scenă, căruia să-i arunci mingea, adică să-i dai replica, și să scape mingea din brațe. Piesa Weekend cu tata, una de succes la premiera de duminică, îi aduce autorului său o a doua satisfacție după X și Zero. Așa după cum protagoniștii spectacolului au la rândule satisfacția realizării unui cuplu actoricesc de viitor. Peste un minut pleacă trenul, hai să nu-l ratăm și pe asta. Este pe peron, înțelegi? Trenul se pusese în mișcare. Aleargă după tren, îl ratează și pe asta. Află că următorul pleacă peste o oră. Drept pentru că intră iar în restaurant. Ai noroc, pentru că trebuie să